Alo? Alo. Alo? Salut. Salut! Salut. Cu permisul. Da, în legătură cu permisul. Deci, ce categorie aveți nevoie? De categoria B, și pentru mine și pentru prietena mea. Am înțeles, deci doriți două, am înțeles. Pentru că doriți două, deja automat va intra o reducere aici. Am înțeles că doriți și pașaport, da? Da, și pașaport aș fi interesat. Pașaportul, să știți că se face puțin mai greu, adică pașaportul este gata undeva în 5-6 zile, este gata, după care livrarea 2-3 zile, depinde dacă sunteți în țară, dacă nu sunteți în țară. Sunt în Permisul este gata în România, 4 sunt în zile. România. Am înțeles, da, e bine atunci, pașaportul va fi gata timp de săptămână, adică undeva 5-6 zile e gata și deja livrarea o zi, două. Am înțeles. Dar să-mi spui și mie ce presupune lucrul ăsta, adică nu știu, inclusiv legat de bani și dacă v-am pus am probleme cu poliția sau ceva. Nu, dacă doriți, vă trimit acuși, vă trimit automat, adică cea mai simplă metodă de a vă verifica permisul, vă trimit un site, este site oficial al noștri care puteți verifica și vă dau, adică vă dau și câteva permise, verificați, vedeți, adică nu e nicio problemă cu Păi ele. da, că eu am văzut că mi-ai trimis mai multe permise ca poze, ca dovadă că sunteți serioși. Da, să vedeți că unii că nu sunt spăniți că doar, adică vorbe goale, adică le vă pot trimite chiar din fabrică și din depozit dovezi că Am tot este înțeles, dar cu poliția nu o să am ok. probleme dacă mă oprește cu permisul ăsta, e înregistrat la MAI, la poliție, la România? Păi, sigur, vă dau site-ul, verificați și vă dau câteva permise, chiar verificați dacă doriți, vedeți, adică dacă Păi nu, că permisul automat este eu n-am cum registrat, să adică. verific dacă e, na, îți dai seama că e o treabă de poliție aici, de dosare penale de astea. Pe mine mă interesează să nu am probleme, dacă tu poți să-mi garantezi că nu am probleme în momentul în care mă trage poliția pe dreapta. Am Desigur, înțeles. eu vă garantez. Vă arăt chiar clienți care au deja trimis, au verificat, au primit, adică au deja 1, 2, 3, adică nu au probleme. Și cât costă? B1. B-ul, da, pentru două persoane B-ul și apoi discutăm separat de pașaport. Deci, pentru B, categoria B automat vine 1200 de euro. 1200 Dar de deja euro pentru că aveți nevoie. pentru două persoane, Da, 1200 da. de euro sau de bucată? Nu, de bucată 1200 de euro, dar deja pentru că aveți nevoie de două, vă las la 1000 de euro pentru bucată, adică va fi 2000 pentru ambele. Am înțeles. Păi să-mi zici cum procedăm. Cum îți trimit banii și ce garanție am și eu că o să primesc permisul. Aveți nevoie la urgență sau pentru Nu muncă, pentru ceva sau doar la așa? urgență, eu pot aștepta până în Crăciun. Da. Presupun că și tu ești creștin, ești din câte îmi dau seama după accent, ești din Republică, nu? Posibil, adică eu lucrez, adică sunt la dispecerat, adică doar Am mă ocup de înțeles, clienți, adică ce ții am de mine. înțeles, am înțeles. Da, până pe 25, până de Crăciun, de-aia te-am întrebat dacă ești și tu creștin, dacă ești român, ești din Republică de-al nostru. Că, na, Se poate, da. știi cum sunt sărbătorile la noi, adică, na, și de Crăciun acum mai plec și eu cu mașina, că mi-am luat o mașină, că am găsit-o la preț bun, dar n-am avut, n-am permis. Da, se poate, cum la munte, cum e foarte bine de mers, adică. Exact, da. Am înțeles, am înțeles. Păi bun. Deci, cum ziceam, în 4 zile vor fi gata ambele, va fi livrare prin curier, o zi, două. Deci, undeva timp de săptămână, deja le aveți permisele. Cu plată se poate, va fi prin transfer MoneyGram, Ria, Western Union. Păi să-mi lași datele în ce, pe ce cont sau pe ce de ăsta, cod de MoneyGram, nu știu cum se transferă banii pe asta, dar o să mă prind repede. Aveți pe proprietarul o bancă ceva? Da. De obicei, MoneyGram și astea sunt la orice bancă, adică Am puteți merge înțeles, chiar e așa. serviciul de ăsta de transfer rapid, nu? Sunt sigur, da, sunt sigur că au, adică foarte puține bănci care nu au. Păi îmi trimiți aici pe WhatsApp datele, contul unde trebuie să transfer? Da, desigur, vă trimit acuși, dacă doriți site-ul, ceva dovezi din fabrică, chiar vă trimit cum sunt produse, absolut tot, Chiar dacă te doriți. rog, chiar te rog, uite, trimite-mi și mie dovezi astea cum sunt făcute și dacă tu spui că nu o să am probleme la poliție și cu pașaportul la vamă pe aeroport, e perfect. Nu, sigur, vă trimit clienți, vă trimit acum și tot, vedeți acum și tot și Te rog din suflet, veți trimite-mi constata și mie singur. că trebuie să vorbesc și cu nevastă mea să-i spun că am rezolvat problema asta cu permisul Dar și pașaportul doriți doar pentru dumneavoastră, da? Cum ar fi sau pașaportul, pentru da, soția, pentru soția? pașaportul doar pentru mine, că ea are, da. Am înțeles. Ok, fie. Da. Ok, am înțeles. Da, și Bine, acum vă trimit acum toate datele. trimitem toate datele și chestiile astea și asigură-mă și pe mine, te rog frumos, că nu o să am probleme. Cu permisul Sigur, de sigur. conducere mă interesează cel mai mult, ăsta e cel mai important.
Și mâine dimineață o să fac și plata, dăm toate detaliile acolo și să-mi trimiteți permisul. Înțeleg, desigur, desigur. Vă trimit acum tot, vedeți. Uh-huh. Absolut. Ok, Bine, bine. acum vă trimit. Bine, bine, mersi Dacă mult. ceva, dacă ceva Spune. mai aveți întrebări, deja mă telefonați, mai vorbim. Da, te sun, poți să te sun pe WhatsApp, da? Dacă mai am întrebări. A, sigur, nicio Ok, problemă. bine. Păi cel mai sigur, uite, acum am ajuns și eu de la muncă acasă și cel mai sigur cred că ne auzim mâine dimineață după ora 10-11, așa. Am înțeles, am Că înțeles. atunci o să Dar fac și, dacă atunci ați o să putea... fac și plata și toate cele. Am înțeles. Dar dacă ați putea rezolva pe acum seara cu datele? Adică să plec acolo, este să poze cu semnătură, cu buletinul, cu astea, dacă ați rezolvat pe acum seara și ok? Tot mâine o să-ți trimit și cu astea, că am actele, le am în mașină, că eu am mai mers așa fără permis, știi, și sunt sus, am vezi, mă înțeles. bag și la masă cu nevastă mea și toate cele. Am înțeles, Mâine, înțeles. cum ajung Bine, la mașină, la birou, bam, bam.